Suntem din nou în direct, doamnelor și domnilor, la audiența. Iată, astăzi, 23 noiembrie, în conferință de presă la Partidul Național Liberal, a fost anunțat câștigătorul sondajului intern. Mult așteptatul, mult disputatul și, de ce nu, controversatul sondaj intern, pentru că multe voci au emis fel de fel de păreri. Așadar, în platoul emisiunii, astă seară, copreședintele partidului, v-am greșit și numele, adică am inversat numele și prenumele. E ziua mea azi. Este ziua mea, o marcăm așa. Domnul Gheorghe Ștefan, deputatul Florian Nicolae, președintele organizației municipale a Partidului Național Liberal și domnul Dumitru Beanu, copreședinte PNL. Bine ați venit în platou. Rezultatul sondajului. Nu vreau să începem cu rezultatul sondajului, pentru că mulți l-au anticipat și cei care au făcut fel de fel de speculații au venit așa să întineze cumva acest sondaj cu diverse speculații. Dar nici nu știu pe cine să întreb. Am să vă întreb pe dumneavoastră. A fost un sondaj realizat de către? De CSOP. Casa de Sondare Opiniei Publice. Este unul dintre cele, dintre primele trei institute de sondare opiniei publice. Eu îl respect foarte mult pe cel ce a înființat această casă de sondaj, pentru că are o experiență de aproape 25 de ani. Face sondaje de la începuturile proaspetei noastre, totuși, democrației din România. A durat 3 săptămâni, așa cum a promis. Joia trecută am primit rezultatul final, pentru că vineri eu n-am fost în Giurgiu și în București, am avut alte sarcini pe linie de partid. Am fost la Buzău și Focșani. Am ținut în mod special și mulțumesc colegului meu, domnul Beanu, că să facem astăzi conferința de presă, pentru că era firesc să anunțăm noi acest sondaj. Să fie ambii copreședinți. Da, pentru că, într-adevăr, a născut multe controverse, multe discuții. Rezultatul, într-adevăr, era previzibil, având în vedere notorietatea domnului deputat Nicolae și în special faptul că domnia sa a anunțat și noi am anunțat că eu personal am anunțat de foarte multe ori, chiar și aici, că mi-l doresc și îl doresc primar Giurgiu Veneu. De ce acest sondaj, domnule Beanu? Cine a cerut acest sondaj? A fost o recomandare fermă venită din partea conducerii centrale, dar în mod fericit la Giurgiu s-a pliat și pe opinie, dacă vezi, pe modul nostru de a gândi această etapă pregătitoare și de a stinge și discuțiile, disputele, e deja de notorietate că nu numai în PNL, în Giurgiu sunt parcă orgolii peste media națională. Așadar, un sondaj binevenit, care a stănit discuții, într-adevăr, multe dintre ele, dincolo de limita corectitudinii, a stănit și opinii pertinente din partea celor din interior, dar și a comentatorilor în afara filialei, dar care rezolvă la acest moment o problemă importantă care ne dă nouă în perspectivă posibilitatea să ne concentrăm pe cealaltă parte, dacă vreți, a muncii organizatorice, anume organizarea spațiului rural în afara municipiului Giurgiu. Rămâne, evident, cea mai importantă redută de cucerit municipiul Giurgiu. Transferăm cumva mai mult decât am făcut până acum toate responsabilitățile aferente domnului Nicolae Florian, președinte și de astăzi oficial candidat. Urmează ca eu și colegul meu, domnul Ștefan, să încercăm să rezolvăm problemele din județ, unde e un pic mai mult de lucru, dar suntem optimiști în ce privește rezultatul final. Chiar dacă cei care ne privesc știu, vă rog să mai spuneți încă o dată ce a făcut obiectul sondajului. În ce sens? La ce vă referiți? Ce a vizat acest sondaj? În primul rând,
Sondajul a vizat notorietatea și intenția de vot a giurgiuvenilor față de cei doi candidați ai noștri, domnul deputat Florian și domnul Stănișteanu, dar în egală măsură trebuia să avem termene de comparație și cu alți competitori, posibil competitori de la alte partide, plus primarul în funcție Nicolae Barbu. Să vedem câștigătorul în final unde se situează față de primarul în funcție și de cei care vin de la partidele concurente. Da, avem un câștigător și sunt convins că va fi la primăvară primarul tuturor Giurgiu. Ce nume s-au regăsit pe listă? Păi am pus pe domnul Toma Petcu de la ALDE, nu? Fiind copreședinte acolo, pe domnul Buduru, Noru Stănișteanu și... domnul Vladu, Liliana Ciobanu și a mai fost cineva. Ne puteți spune ordinea? Care... Ordinea finală? Ordinea finală, da. Pe ordinea finală... În clasament. Florian Nicolae, Nicolae Barbu, domnul Vladu, pe urmă domnul Stănișteanu, Liliana Ciobanu și domnul Buduru, domnul Petcu și pe urmă încă al șaptelea. Ați vorbit și cu domnul Noruț Stănișteanu după, adică știe despre rezultatul sondajului, firește domnia că a fost adus. A primit care a fost punctul domniei sale de vedere? Nu, noi n-am vorbit până la acest moment. A, nu? Nu. N-am avut nici ocazia, pentru că domnul Ștefan a fost plecat. Eu, la rândul meu, am avut weekendul ăsta destul de multe probleme de făcut și nici n-am considerat, sincer, că este o maximă prioritate. Sigur că în perioada imediat următoare, cel puțin pe domnul deputat l-am auzit discutând de o întâlnire deja stabilită cu domnul Stănișteanu, probabil vom discuta despre și ce, dacă... Despre ce întâlnire este vorba, domnule deputat? În primul rând, aș dori să mulțumesc familiei politice liberale giurgiuvene și cetățenilor giurgiuveni pentru votul de încredere care mi l-au acordat în acest sondaj. De asemenea, țin să mulțumesc în mod deosebit celor doi copreședinți, domnului Gigi Ștefan, domnului Tică Beianu, pentru susținerea mea și pentru încrederea care mi-au acordat-o. Promit că nu o să-i dezamăgesc. Sunt convins că împreună vom face o echipă dorită de cât mai mulți giurgiuveni. Referitor la domnul Noruț Stănișteanu, aș dori să-i mulțumesc pentru corectitudinea de care a dat dovadă în acest, pe parcursul derulării acestui sondaj al nostru. A fost o competiție, într-adevăr, a fost o competiție corectă, o competiție din care cred că a câștigat Partidul Național Liberal. Îl aștept pe domnia sa să mă invite la o cafea sau să răspundă la chemarea mea să mergem împreună la o cafea și să stabilim termenii de a merge împreună mai departe pe calea asta politică liberală. Sigur că domnia sa poate să aibă alte opțiuni și anume să meargă la județ sau poate vrea municipiu, abar n-am ce dorește, dar împreună cu cei doi copreședinți, cu conducerea partidului în general, o să ne punem la punct și o să stabilim modul nostru de organizare și, să zicem, implicare în imediata apropiere de alegerile. Aici, în platoul Audiența, atât dumneavoastră cât și Noruț Stănișteanu, ați fost întrebați, în situația în care nu vă veți clasa pe primul loc, ce veți face? Dumneavoastră ați spus că, fără discuție, îl veți sprijini pe primul clasat. De asemenea, Noruț Stănișteanu a spus că necondiționat îl va sprijini în lupta pentru primărie pe primul clasat în interiorul partidului, bineînțeles. Aveți vreo îndoială că așa se va întâmpla, domnule Beianu? Nu, n-am nicio îndoială, sau cel puțin până la proba contrarie. Am mai răspuns unor întrebări astea la conferință de presă. Nu ne dorim să plece nimeni din PNL, pentru că, deopotrivă, avem nevoie de toate energiile
la îndemână ca să câștigăm alegerile, nu neapărat să le câștigăm. Vom câștiga, sunt de acord cu domnul Ștefan, mai mult ca sigur primăria municipiului, dar vrem să le câștigăm la un scor cât mai mare pentru a putea... A, deci ăsta este obiectivul, la un scor cât mai mare. E un obiectiv obligatoriu cu această condiționare suplimentară, pentru că trebuie să recunoaștem, cel puțin la acest moment, față de PSD, care are 40 și ceva de primari, noi avem un deficit de voturi, după orice simulare, în mediul rural. Ori e obligatoriu ca Giurgiu să luăm cât mai multe voturi pentru a putea compensa această diferență. Așadar, avem nevoie de oricine dintre colegii noștri care e dispus să se înhame la un efort susținut cu sinceritate și cu înțelegere pentru disciplina de partid. Ați spus că nu vă doriți să plece nimeni din rândurile PNL. Domnule Gheorghe Ștefan, astăzi în conferința de presă ați pomenit ceva de excluderea președintelui Consiliului Județean Vasile Mustățea din rândurile PNL. Da. Să plece de la ce am spus eu, cu respectarea disciplinei de partid. Adică iată, încerc să... N-am anticipat întrebarea. Văd unde-i calea. Sunt niște rigori care trebuie respectate. Doamnă, politica se face pe voturi, politica se face de către multe, foarte multe persoane și cu cât ai mai multe persoane într-un grup, într-o colectivitate, cu atât disciplina se impune a fi mai serioasă, mai drastică și mai respectată de fiecare parte. Gândiți-vă că într-un stup de albine există o disciplină pe care noi oamenii încă abia o înțelegem acum, dar e o disciplină, da? În orice echipă, antrenorul, atunci când un jucător nu performează, nu-i respectă regulile, indicațiile, e scos și băgat un alt jucător. Eu am spus despre domnul Mustățea, într-adevăr, ceea ce am spus, că probabil o să cerem excluderea domniei sale din PNL, nu pentru unul, nu pentru două, nu pentru trei, pentru foarte, foarte multe motive, pentru care chiar mi-e greu, trebuie să fac un efort de memorie să mi le aduc, asta doar în intervalul de un an de zile de când suntem constituiți în Partidul Național Liberal. Dacă vreți, vi le enumăr, dar domnia sa le știe, nu vreau nu să... Nu le enumer, cunoaște, adică Vasile Mustățea cunoaște intenția dumneavoastră? Da, i-am spus-o în timpul ședinței, în timpul Comitetului Județean Executiv. Eu sunt bărbat. Eu ce am de spus, pun oamenilor în față și cu asta basta. Și care a fost poziția domniei sale față de... Nu are decât să se apere. Dar față de niște certitudini pe care ni le-a arătat, le-am trăit, cum să se apere domnia sa când se cere a fi independent astăzi, în condițiile în care el a ajuns acolo prin susținerea politică a unui partid. Cum să se apere domnia sa când în fruntea ADI-urilor din Consiliul Județean, vorbesc de asociațiile de dezvoltare intracomunitară, a pus reprezentanți de la PSD și alte, în condițiile în care domnia sa e acolo președinte de Consiliul Județean prin votul peneliștilor și prin susținerea PNL. Eu nu i-am cerut lui Vasile Mustățea în viața mea niciun favor, nimic. Cum să-mi spună să iau mâna de pe administrație, nici măcar n-am pus mână cu nimic, nu i-am cerut nimic. Dacă eu nu i-am cerut nimic, atunci ce vrea să spună? Să se adreseze PSD-ului, să se adreseze celor cu care colaborează. Bugetul l-a făcut pe anul 2015 cu PSD-ul. Bani a dat la primari acum cu împărțeală și cu voia PSD-ului. Pe noi nu ne-a întrebat nimic. Domnul Vasile Mustățea, mie îi cer eu în calitate de președinte al organizației județene de un an de zile să-mi dea ordinea de zi la ședințele de Consiliul Județean. Și spune nu, nu trebuie să știi că nu ești consilier. Poftim? Dar noi răspundem politic. Corect. În fața șefilor și în fața cetățenilor și a votanților. Asta nu este disciplină. Eu sunt un tip disciplinat, hotărât, ferm. Cine nu vrea să respecte regula jocului, vorba domnului... Regula jocului, regula făcută. Sunt de... responsabil. Cine a făcut regula eliminările? Jocului? Păi regula jocului e în statut trecut. Statutul. Avem un statut și nu avem voie. Și cu atât mai mult astăzi, de astăzi, că gata, de astăzi, jocul s-a terminat. Suntem în linie dreaptă. Mai avem câteva luni de zile până la campania electorală și cât voi fi eu copreședinte aici, nu o să permit niciunuia
niciun fel de deviații stânga-dreapta sau cochetări cu alte partide sau jonglerii prin care noi să pierdem măcar un vot. Valabil... Pentru mine fiecare vot e valabil. Evident. Da. Întrebam dacă împărtășesc. Împărtășesc. Categoric. Oricum ne-am consultat. Eu am un dream de reținere pentru simplul fapt că, în mod particular, am fost și eu ținta multor răutăți, minciuni și campanii de presă, v-ați aminte, B1, care, în mod sigur, au o legătură directă sau indirectă cu instituția Consiliului Județean. Ăsta a fost motivul. De unde știți? Aveți dovezi în sensul acesta? Sunt și dovezi... Sunt și documente care au fost prezentate de domnul... Dar numai ce dă B1. Luăm în calcul și asta nici n-am mai menționat acum, am plictisit. De fapt, ăsta a fost primul argument pe care l-am reproșat. Da. Convulsiile și discuțiile din presa locală. De da. 3 luni să citim, zile, presa să citim locală și numai... mesajele telespectatorilor. Mai era nevoie de sondaj să spună că Floricel e favoritul giurgiuvenilor. Da. Domnul Stănișteanu a fost folosit cu voie sau fără voie de cei care vor PNL Giurgiu fărâmițat. N-au reușit. Cineva spune rușine, să vă fie rușine, 3 mincinoși. Corect. Foarte bine. Părerea cetățeanului respectiv și eu respect. Conducerea PNL Giurgiu să pună piciorul în prag, ajunge cu bisericuțele, cum se spune, căruța trebuie să tragă într-un singur sens. S-a demonstrat ce era de demonstrat. Florian Nicolae este dorit de giurgiuveni. Felicitări și succes în continuare. Aveți nevoie. Obiectivul PNL trebuie să fie bivalent. Primăria Giurgiu și Consiliul Județean Giurgiu. Succes! Vă susține... Cine spune asta? Vreau să... Nu sunt semnate, fac un apel către telespectatorii noștri să se semneze. Eu nu le cer de obicei acest lucru, dar nici nu am cenzurat vreodată vreun mesaj. Poftiți? Ideea asta e foarte pertinentă, să câștigăm și Primăria și Consiliul Județean, pentru că doar în acest fel putem să finanțăm la comun proiecte foarte greu de finanțat pentru o singură instituție. Nu știu, de unde credeți că vine acest mesaj? Bănuiți din ce segment, așa? A fost jumătate glumă, jumătate serios. O propunere foarte interesantă și realistă. Anul viitor se va îndrepta o eroare care a costat giurgiuvenii 4 ani din viață. PNL e în linie dreaptă. Să punem un primar PNL, un gospodar, Florian Nicolae. Mulțumesc giurgiuvenilor care m-au votat. Până la alegeri recuperăm. Costică Buduru. Felicitări, bravo. Da, cum s-a clasat Costică Buduru? Rezonabil. El nu știu dacă are vreun partid în spate la momentul ăsta. Candidat... Nu, nici nu l-a trecut de la partid, independent, cred că a fost. Adică sunt doar voturile lui. Iată, cineva spune, cel mai bine era ca domnul Florian Nicolae să candideze ca independent. În situația zilelor de față, politica distruge omul. Nu poți fi și politician și primar. Așa cred eu. Am stat lângă un primar mulți ani și am văzut ce înseamnă lupta de culise. Păcat de omul care cade în așa ceva. Cred că domnul Florian Nicolae va fi alesul. Succes! În continuare. Să știți că un independent nu se poate niciodată să facă nimic. Nici am mai încercat propriul... un independent și a spus eu nu am nevoie de niciun partid, dar s-a răzgândit. Un independent ca primar nu poate atrage fonduri suficiente pentru comunitatea pe care o reprezintă și pentru proiectele lui. Cum un parlamentar independent niciodată nu se treacă o lege pe care el vrea să o treacă pentru că nu are majoritate. Așa că nu-i sfătuiesc pe giurgiuveni să încerce varianta cu independenții. Ori din punctul ăsta de vedere, dragi telespectatori, giurgiuveni, dacă sunteți valoroși și sunteți independenți astăzi, veniți la noi, aveți ușile deschise, vă promovăm, vă ajutăm, dacă aveți valoarea pe care o cereți, că o aveți ca și independent. Deci varianta cu independentul nu... Un primar la Giurgiu independent, dacă nu știe pe nimeni, la București, la Ministerul Dezvoltării, la mai știu eu unde, nu o să poată să financeze și să facă nimic pentru comunitatea lui. Domnule, e de bon ton așa strada, dar vedeți noastră că... V-ați așteptat la acest rezultat? M-am așteptat pentru că noi avem, Partidul Național Liberal are ca obiectiv comunicarea și dialogul permanent cu cetățenii,
așa cum comunicăm și avem dialog permanent în interiorul membrilor de partid. Partidul Național Liberal în Giurgiu începe să prindă contur și numărul membrilor săi devine din ce în ce mai mare. Ne-am propus să atingem un target de 5.000 de membri activi ai Partidul Național Liberal în municipiul Giurgiu. Sigur, suntem pe calea cea bună, vom reuși pentru că simt pulsul orașului și anume orientarea către Partidul Național Liberal. De ce? Pentru că giurgiuvenii doresc, pe lângă locurile de muncă existente, crearea de noi locuri de muncă și susținerea din partea autorităților, crearea de oportunități pentru dezvoltarea mediului de afaceri, în primul rând mediul de afaceri autohton și de asemenea atragerea de noi investiții și investitori serioși. Sună foarte frumos. Are Giurgiu astfel de un așa potențial, domnilor? Pentru că suntem într-o situație cumplită. Foarte mulți giurgiuveni fac naveta zilnic la București, da? Către un serviciu mai bun sau mai rău. Știți care e situația economică? Adică mai sunt speranțe, pentru că oamenii, știți cum, să fim sinceri, domne, ne-am săturat cu politica asta. Ce facem? Oamenii s-au săturat cu politica și în mare măsură această afirmație este îndreptățită. Numai că fără politică nu se pot găsi soluții. Politică fără administrație reprezintă două jumătăți separate care nu dau niciun fel de rezultat pozitiv. Da, da, vedeți, da? Că tanti Maria nu înțelege și trebuie cumva pragmatic să o convingeți, să îi explicați, să îi demonstrați. Uitați ce scrie la mesaj, că nu poți să fii un cetățean. Vă spune că nu poți să fii și primar. Am citit și mesajul. Da, și politician în același timp. Poți să fii și primar și politician. Poți să fii și primar și președinte de consiliu și politician. Numai că dacă vrei să fii primar, președinte de consiliu județean și politician de vârf, să conduci și organizația, atunci ai probleme. Da, corect. Atunci ai probleme. Din punctul meu de vedere, un primar nu trebuie să fie președintele organizației PNL Giurgiu, cum nici un președinte de Consiliul Județean nu trebuie să fie președintele Consiliului Județean. Atunci intri automat în categoria ceea ce cetățenii numesc baron, pentru că ai odată puterea administrativă, pe urmă ai și pe cea politică. Așa e mai benefic pentru cetățean să fie, cum avem noi acum lupta, să spun, cu Consiliul Județean, pentru că o luptă, o discuție, contradicția naște progres. Nu e bine să pui, să dai atâta forță unui om. Da, e adevărat. Poți să susțin și eu cu argumente similare sau în altă interpretare același lucru. Funcția politică ne dă posibilitatea să propunem oameni, să propunem soluții până la data alegerilor. Și eu și domnul Ștefan l-am susținut pe Nicolae Florian, dacă erau alți președinți, da? Poate că avea o altă opțiune, nici nu se mai ajungea la un sondaj și se mergea pe o variantă poate bine intenționată, dar necâștigătoare. Da? Dacă vorbim de perioada ulterioară datei alegerilor, atunci lucrurile se schimbă radical. În primul rând, spun din experiență, am fost președinte de Consiliu, un om care vrea să facă cât mai multe lucruri bune pentru comunitate, n-are fizic timp să fie și președinte de partid și președinte la Consiliul Județean. Este imposibil. Lucian Ilescu a avut o perioadă în care a dus aceste două funcții în paralel, pentru că avea o structură în primărie foarte organizată, foarte multă rutină acolo și nu mai era el la curent cu deciziile de mai mică importanță. Da? Dar la un început de drum, dacă vrem, și la nivelul de așteptare mult mai mare care se înregistrează acum în Giurgiu, obligatoriu, după aceste alegeri, administrația, într-adevăr, trebuie separată de politică. Până atunci nu pot merge decât împreună, din rațiunile pe care le-am spus. Cum vi se pare modul de a face administrație al fostului primar Lucian Iliescu? Mă așteptam să spuneți fostului primar Barb. Nu, este primar. Încă este primar. Și a actualului primar Nicolae Barbu. Sau aproape fostului. Ca și mod de a face administrație locală. Dacă îmi permiteți, aș completa ce au spus cei doi colegi ai mei, prezentând faptul că Giurgiu are un potențial economic insuficient exploatat.
deoarece energia economică a orașului nostru poate proveni din fluviul Dunărea. Fluviul Dunărea ne asigură nouă un avantaj extraordinar de mare, ne așează într-o zonă transfrontalieră între România și Bulgaria. Asta înseamnă atragerea de proiecte sigure pentru dezvoltarea din ambelor regiuni din România și Bulgaria. Mai mult decât atât, potențialul economic al orașului nostru o să impună reindustrializarea unei părți a orașului, așa cum am mai prezentat, cu unele proiecte venite atât din partea mediului de afaceri autohton, cât și din partea mediului de afaceri din afara spațiului Uniunii Europene sau din Uniunea Europeană. Zona liberă ne ajută foarte mult. Ce ne dezavantajează în acest moment? Ne dezavantajează lipsa de proiecte de dezvoltare economică a municipiului Giurgiu. Ne dezavantajează nerepararea podului de cale ferată de la Grădiștea, de pe ruta feroviară Giurgiu-București. Dar s-a și imputat la un moment dat. Da, dar nu este vina mea și nici a parlamentarilor de Giurgiu. Aici trebuie să avem un asemenea succes în alegerile locale din anul care vine, astfel încât să impunem un ministru al nostru. Dacă avem un ministru al nostru și ar trebui să avem și mai mulți secretari de stat, înseamnă că trebuie să ieșim pe locul întâi în România, din punct de vedere al preferinței electoratului pentru Partidul Național Liberal, și atunci când Partidul Național Liberal va prelua guvernarea, sunt convins că aceste lucruri se vor rezolva. La Giurgiu există investitori mari din lume care vor să participe într-un parteneriat public-privat cu finanțare 100% capital privat de construcția unui nou pod peste fluviul Dunărea între Giurgiu și Ruse. Asta înseamnă că sunt foarte multe calcule, foarte multe studii economice făcute de mediul de afaceri serios din afara din Uniunea Europeană și din afara Uniunii Europene, pentru că au simțit că ăsta este fluxul de dezvoltare economic din zona asta. Domnule deputat, ați pomenit despre construcția unui nou pod peste Dunăre și vreau să le spun telespectatorilor noștri, să le reamintesc faptul că primarul în funcție Nicolae Barbu a luat în derâdere această idee. Vă promit o ediție explozivă pe această temă cât de curând. A fost o paranteză. Aș vrea să vă întreb, credeți că acum se vor liniști apele? Pentru că au fost acolo niște discuții până la acest rezultat. Au fost niște frământări interne. Doamna, da, niște orgolii, niște... Da, s-a încheiat. S-a încheiat, a spus. S-a încheiat. De mâine dimineață avem un singur țel, un singur sens, un singur drum. Câștigarea primăriei și a Consiliului Județean. Avem echipa în trei acum, noi doi copreședinți și cu domnul Florian Nicolae, care e președintele organizației municipale. Cine nu se supune regulii va fi judecat prin sună statut. Amenințator. Păi nu se poate altă. Eu m-am săturat de discuții, m-am săturat de bâlci, m-am săturat de disensiuni și culme între membrii aceluiași partid. Care este toate percepția? Astea trebuie să încheie. Care este percepția conducerii de la București la acest moment? Pentru că știm unde ajunsese Partidul Național Liberal sub conducerea lui Vasile Mustățea. Cum s-au schimbat, dacă s-au schimbat lucrurile la momentul? Vreau să vă spun momentul. Că, în primul rând, s-a schimbat percepția. Noi la nivel, asta am întrebat. Deci, votul politic, prin sondajul pe care l-am prezentat azi dimineața al PNL-ului, e în jur de 40%. Am crescut destul de mult. Poate nu, 36-37%. Scorul ăsta e nemulțumitor, trebuie să mai crește. Ori nu poți să crești decât dacă ai liniște, ai pace în familie și toți trag în aceeași direcție. Așa altfel, cum spunea și un telespectator. Altfel nu e bine. Iată, cineva întreabă.
Cum comentați atacurile presei giurgiuvene? După ce bei șampanie cu foiță de aur la domn primar, ca pormă, eu citesc textual, da? Ca pormă să sar la gâtul PNL. Nu e frumos, deontologic și nu e logic. Eu mi-am mai asumat opinii care... Eu nu știu despre ce șampanie cu foiță de aur este vorba. Nu știu nicio. Cred că e vorba de... o sărbătoare sau... S-ar putea să fie vorba de o sărbătoare pe transatlantic sau undeva, eu știu, în altă parte. Dar... Nu știu la ce se referă. Da. Vă rog. Mă simt cumva, măcar în parte, vizat de această întrebare, pentru că am exprimat și nemulțumiri și opinii care n-au convenit presei locale. Dacă tot vorbim de o recalibrare a clasei politice, o reevaluare, dacă vreți, fie că e făcută de societatea civilă, de instituții abilitate sau de evaluatorii agreați de partide respective, eu cred că ar trebui să luăm în considerare totuși și o reașezare, dacă vreți, a presiei locale. Parcă să spun că prea mult s-a creat o castă, dacă vreți, a unor oameni care, în fond și la urma urmei, sunt un creator de mesaj, dar care își dovedesc părtinirea și mai ales sunt finanțați în mod netransparent publicațiile lor, da? Una dintre condițiile pe care eu o să insist, am mai discutat, încă n-am ajuns la acest detaliu, o să insist să le trecem în ceea ce înseamnă platforma noastră electorală, în relația cu media, este transparentizarea acestor sume. Vreau să apară scris pe frontispiciul fiecarei publicații, că este pe hârtie sau electronic, dintre instituții publice, cine finanțează, cu ce sumă. Ca atunci cititorul să spună, vorbește frumos de cutare pentru că scrie acolo că primește nu știu câți bani în fiecare lună, vorbește urât de cutare pentru că nu spune nimic. Că e corect sau că așa nu e corect. Așa se fac finanțările? Nu spun că așa se fac, eu spun că așa ar trebui să se facă. Că e corectă sau incorrectă aprecierea jurnalistului, rămâne să stabilească cititorul. Da? Nu intrăm în această discuție. Da, dar prezentarea... acest prilej, iertați-mă, vă întrerup, dar trebuie să punctez și simt nevoia să punctez faptul că TV Giurgiu nu primește finanțare nici de la Primăria Municipiului Giurgiu și nici de la Consiliul Județean. De atunci, dumneavoastră, până când nu vom avea un mediu privat puternic care să finanțeze integral presa, nu e nicio problemă să fie finanțate. Dar eu cred că s-a ajuns foarte mult într-o zonă pe care eu nu am cunoștință să o fie depășit presa în mandatele anterioare. Anume faptul că parcă simt că aceste finanțări doar către anumite publicații, doar către anumite voci autorizate, conțin cumva și o recompensă pentru atacurile îndreptate împotriva altora. Știu lideri politici, și îmi dau nume pentru că nu sunt de față și o să ne săturăm de dispute în campanie electorală, care sunt foarte liniștiți în privința presii. Și eu mă întreb de ce, pentru că la nivel național sunt criticați din când în când și încă destul de apăsat. La Giurgiu nu. Sunt priviți chiar ca oameni care sunt în stare chiar să emită opinii pertinente și să dea, cum se spune, lecții, da? E o diferență care mie, ca giurgiuvean, îmi stănește oarecare îngrijorare. Dar o să rezolvăm problema asta, e nevoie de presă, cu bune și rele, cum e nevoie de o clasă politică, cu bune și rele. Și dacă lucrurile stau așa, cum spuneți dumneavoastră, domnule Beianu, încercați, aveți vreo strategie să trageți presa de partea dumneavoastră, că se poartă? Nu. Adică... Nu, eu îmi doresc, spre exemplu, ca presa pe viitor să dea Dumnezeu ca Giurgiu să meargă financiar, economic. Corect. Prin proiecte și presa susținute să din și presa să trăiască din publicitatea firmelor private, nu a statului. Da. Și atunci o să vedeți cât de corect și just îi va judeca presa pe politicieni. Acum e împărțită. Acum, care ia de, e cu... Acum vreți să spuneți că mâine îmi construiesc un site... Da? Îl numesc nu știu cum, scriu, semnez sau nu și închei și eu un contract? Cu... Cam așa. Cam așa? Eu nu am cunoștință despre așa ceva, dar v-am întrebat și bănuiesc că puteți să o cam și dovediți, așa. Dacă, da, dacă tot ați afirmat. Cineva eu nu spun că nu e necesară, Doamne ferește, e necesară presa online. Asta e viitorul, că da, salvăm pădurile, nu mai imprimăm pe da, suport de necesară. Hârtie. Toată lumea are laptop, are da, iPhone, știți are... că presa online nu poate fi sancționată, așa, nu există un CNA. Da?
spun că dumneavoastră l-acționați pe cel care a semnat în instanță. Bun, dar ca idee... Știți că e presă online nesemnat, așa. Nu trebuie să refuzăm progresul și știința și tehnologia. Lucrurile mai scapă de sub control, degenerează. Probabil se va reglementa, îi mai dăm o sarcină. Să începe să vină notații, domnul copreședinte, când ajuns în Parlament. Trebuie reglementată situația asta presă electronice. Dar la președintele Iohannis am auzit o apreciere privind o poliție a presei electronice care într-adevăr se impune. Dar cu toate astea, încă o dată, presa trebuie să existe, chiar dacă sunt și acolo grade de subiectivism mai mari sau mai mari, ca dreptul fiecare dintre noi. Cineva spune, un primar trebuie să ajute oamenii care au nevoie de el și care l-au votat. Că l-au pus pe acest scaun, nu să ne mintă non-stop, ori Nicolae Floricel este un om bun și nu un ranchiunos. Vă iubim și din partea noastră aveți cam 180 de voturi. Bune. Semnează U-I-N. Litere majuscule, nu știu ce înseamnă, îmi cer scuze, nu știu ce înseamnă U-I-N. Da. Dacă exista poliția presă electronice și avea bile, aflam acum și mergeam să rugam să dea 180 de voturi și la Consiliul Județean, nu doar la primărie. Așa, bune să rugăm. Da, poliția presei electronice. Da. Eu îi mulțumesc mult pentru toată susținerea. Pentru cele 180 de voturi. Și pentru votul dumnealui. Mulțumesc pentru votul fiecăruia. De altfel, votul meu o să intre în tolba și a Partidului Național Liberal, cum de altfel și eu beneficiez de voturile membrilor Partidului Național Liberal și simpatizanților. Da, am ajuns la finalul emisiunii, domnilor. Ce faceți de mâine? Turați motoarele? Mă întrebați pe mine? Pe toți trei. Da, am avut azi o ședință CJEC și am stabilit... Vom avea în această săptămână o ședință cu biroul politic al organizației Bolintin Vale, unde avem o problemă privind desemnarea candidatului. Vineri mergem la Florestul Enești, mai avem și program separat, domnul Ștefan fiind prins în periplu cu Comisia de Agricultură pe care o prezidează și eu cu rezolvarea unor probleme legate de candidaturi în câteva comune unde mai avem restanțe. Dumneavoastră, domnule deputat? Giurgiuvenii au nevoie de fapte, mai puțin de vorbe. Sunt convins că lângă familia politică liberală se vor alătura foarte mulți oameni de bine, respectabili domni din Giurgiu, care vor să construim împreună un viitor pentru copiii noștri. Da. Vă rog, domnule Gheorghe Ștefan, ce faceți de mâine? Acum că ați spus, punct. Da? Punct și de la capăt. De mâine trebuie să ne apucăm de strategia politică cu care să venim în fața cetățenilor, atât la municipiu cât și la Consiliul Județean, pentru că și din punctul ăsta de vedere, cu ghilimele de rigoare, le trasez o sarcină celor doi, dar în mod separat. Responsabilului cu primăria și responsabilului viitorului responsabil cu Consiliul Județean să-și compatibilizeze gândirea, să-și compatibilizeze proiectele, pentru că doar împreună și cu o politică unitară comună putem să schimbăm ceva în județul Giurgiu în următorii 8 ani de zile. Și repet și aici, politica și gândirea lor trebuie să fie pe următorii 8 ani de zile. Da. Doamnelor și domnilor, ați auzit chiar din gura celor doi copreședinți ai Partidului Național Liberal, dar și din gura viitorului candidatului oficial desemnat de către Partidul Național Liberal pentru primăria municipiului Giurgiu, ați auzit ce a fost de spus despre sondaj, despre obiective și de mâine la treabă. În fiecare zi la treabă. Sper să fiți, să rămâneți la fel de transparenți cu presa. O întrebare așa și de la final. Fel de fermi. Fermi, da, dacă dumneavoastră spuneți. Vreau să vă întreb, atacurile, acolo unde există atacurile în presă, sunteți întrebați? De cei care semnează articolul? Nu, astăzi am fost criticat și am văzut și pe site o grăză comentarii. Pentru că mi-am retras o promisiune. Am promis cu ceva timp în urmă că nu o să pornesc un proces în instanță împotriva niciunui... Păi și v-ați răzgândit? Să fiu sincer, cu asta trebuia să începem emisiunea, pentru că despre sondaj ați vorbit și la colegii de la Valahia TV. Am fost obligat. Dar
fost obligat. În primul rând, nu mi s-a cerut niciodată o întrebare replică când s-a scris neadevărat despre mine. Da. Când s-au exagerat, când s-au trunchiat informații. Nu este o supărare pe toată presa, dar nici nu dau nume. Sunt publicații care mi-au refuzat drept la replică sau care mi-au trântit o acuzație fără niciun fel de veridicitate pe un cu titlu foarte mare și când a dat un drept la replică mi l-au trecut în ultima pagină undeva cu litere minuscule. Asta nu e abordare corectă. Reproșa cineva, poate justificat, că trebuie să mă rezum la această instituție a dreptului la replică. Din păcate, sunt publicații în Giurgiu care n-au niciun respect pentru dreptul la replică. Dar vine campania electorală și atunci, în perspectiva campaniei electorale, unde toate lucrurile sunt exagerate, redevin și eu un politician simplu. Am pretenția, sunt în mod obligatoriu subiect pentru presă, nu am nicio problemă cu asta, pot să fiu criticat, pot să-mi se aducă și acuze nefondate, dar cred că trebuie să fie totuși o limită, dincolo de care să am și dreptul să susțin în instanță corectitudinea gesturilor și faptelor mele. Oricum de mâine îl salvez eu. Sunt convins că... Cum? Prin natura declarațiilor pe care le-am făcut astăzi, sunt convins că o parte din presa care îl tocau pe el în fiecare zi, da, mă vor lua pe mine în... Fără să vă întrebe. N-au decât... Sunt mare, sunt sănătos, rezist la... V-ați gândit rezistă. Să chemați pe cineva în instanță? Da, dar nu e o... Adică... Da. V-ați hotărât. Da, o publicație care a depășit toate limitele... Nu vă întreb, pentru că ați spus că nu vreți să dați nume, aici se poate spune orice, dacă cineva se simte vizat, poate să intre în direct. Nu e amenințare, mergem acolo și spunem fiecare ce știm și o să vedem ce hotărăște instanța. Eu sunt absolut convins că va da dreptate mie, rămâne de văzut. Eu aș dori să comentez un SMS pe care l-ați primit, ăla cu rușine și că suntem mincinoși. Eu vreau să... spun giurgiuvenilor că în primul rând nu suntem mincinoși, o să ne fie rușine dacă o să greșim, dar până atunci proiectele noastre s-ar putea să fie salutate și îmbrățișate de către toți giurgiuvenii. Vă mulțumesc pentru prezența în platou. Vă așteptăm și cu... Vă aștept, domnule Beianu, dacă v-ați hotărât să acționați pe cineva în instanță, măcar așa, să vedem cum s-ar derula un astfel de proces. Eu sunt curioasă. Aproape că nu mă interesează cine câștigă, dar este interesant de urmărit. Mulțumesc pentru prezența în platou încă o dată, doamnelor și domnilor, atât pentru această seară, așa cum v-am promis, o ediție explozivă cât de curând în legătură cu un nou pod despre Dunăre, despre afirmațiile făcute de către deputatul Florian Nicolae, dar și de către primarul Nicolae Barbu. Urmăriți-ne în continuare, vă mulțumesc că ne-ați urmărit până la această oră, rămâneți cu TV Giurgiu, numai bine!